Ia, ce faci? Mulțumesc bine. Cum ești? Arăți bine, ești bronzată. Mulțumesc. Deja se și duce bronzul ăsta. Nu știu ce să mă mai fac. Când v-ați întors din vacanță? Și pe unde ați fost? Că n-am apucat să vorbim toată vara. Ne-am întors acum 2 săptămâni deja. S-au făcut 2 săptămâni. M-am nevoie de o vacanță din nou. Din nou, nu? Ne-am plimbat un pic. Am fost împreună cu viitorii noștri fini. Noi avem o listă destul de lungă de fini pe care trebuie să-i înășim în viitor. Așa că am fost cu ei, ne-am plimbat, soțul meu și-a dorit foarte mult să vadă Roma, nu fusesem niciodată acolo. Serios? Și v-a plăcut foarte mult, nu? Da! Mie îmi place mâncarea oricum, mâncarea de acolo. Așa că ne-am plimbat, ne-am distrat, dar mai mult ne-am odihnit. Și apoi am fost pe coasta Amalfitana, unde am mâncat toate fructele de mare posibile și tot așa. A fost o vacanță de relaxare și de odihnă mai mult. Chiar, eu mai fusesem în acea zonă și am reușit să-i duc să vadă mai multe lucruri. Ați luat-o și pe Antonia cu voi sau a fost doar o vacanță? Nu, a fost o vacanță în patru. În patru cu finii. Cu finii, da. Antonia a rămas acasă cu bunicii. Și de câte ori sunai acasă? Nu de foarte multe ori. Ești genul de mamă relaxată? Sunt foarte relaxată. Da? Foarte relaxată. Vorbeam cam de 2 ori pe zi cu cea mică pe Skype. Dimineața și seara. A, păi e mult. Păi cum să fie mult? Nu e mult. Am cunoscut și mame care sună în continuu, da? Și n-am înțeles de ce, că doar te duci în vacanță, nu? Mm-hmm. Și în momentul în care pleci de acasă, eu consider că dacă lași copilul pe mâna bunicilor sau a bonei, sau nu contează, o lași cu toată inima, nu cu jumătate inima pleci așa să mai mult să te stresezi. Nu, am fost foarte relaxați și ne-am bucurat foarte tare că în momentul în care ne-am întors, fetița noastră învățase deja să vorbească, a învățat să meargă la toaletă singură. A, da, cât a trecut? 3 luni? Nu, 9 zile. 9 zile, dar în 9 zile s-au schimbat atât de multe lucruri. Și-a făcut ghiozdanul pentru grădii. E foarte, adică ne-am întors și ne uităm. E copilul ăsta? Noi n-am lăsat-o așa. Deci i-a prins bine vacanța cu bunicii. Da, clar. Ai vreo veste să ne dai? Nu știu. Eu nu știu de nimic. Și eu. Nu, eu din câte știu ne-am întors tot cât am plecat. Adică nici nu e... finii? Nici finii, nu. Nu, au nuntă la anul, în iulie, deci nu cred că fina își dorește să fie la nuntă. Deci eu zic că nu. Dar mai așteptăm. Da. Și nici nu știu, poate facem sincron. Corect, da. Ar fi drăguț. Ar fi drăguț.